Iar astăzi la Sosurile Picante, băi, oameni buni, vine ea, Catinca Roman. Are de spus foarte multe lucruri, așadar să vedem dacă va mânca iute sau dacă aceste lucruri vor apărea pur și simplu și în presă, ciucă, stai să vezi ce urmează. Hai să poftim pe Catinca! Bună, Catinca! Mă bucur mult de tot că ești astăzi alături de noi. Ce faci, dragă? Hello! Foarte bine. Arăți așa foarte fashion ca de fiecare dată. Să luăm un loc la sosuri. Vreau să-ți spun de la început. Sosurile nu că, uite acolo. Sosurile nu că sunt picante. Sunt iadul pe pământ. Încă o dată. Iadul pe pământ. Mie îmi place picant. Îmi place, ador, ador. Regula e foarte simplă. Atenție mare. Întrebarea o citești în gând. Răspunsul trebuie să-l dai cu voce tare, orice ar fi. Dacă mănânci iute, lumea nu știe de ce ai răspuns ce ai răspuns. Dacă nu mănânci iute, citim întrebarea și atunci lumea află de ce ai răspuns. Asta e desertul? Stai un pic. Ia uite-te aici sosurile noastre picante. Ia uite-te, nu știu, luăm pe... Haide să deschidem ceva în cinstea ta, că tot ai venit astăzi, e nou nouț. Ușurel, eu am crezut că trebuie să beau direct din sticla picantă. Ok, deci știu că joacă tare Catinca. Adică mie îmi dați așa pe bulete, eu beau tare, ia să vedem. Hai să vedem, ia ce avem noi aici. Avem întrebări. Să începem cu ceva ușor. Bă, nimic nu e ușor. Nimic nu e ușor. Așa că tot n-am fost de mult. Ia să vedem. Citești întrebarea în gând, răspunsul dai cu voce tare, orice ar fi. Și apoi vedem dacă mănânci iute sau nu mănânci iute. Punem puțin tel. Mai ce periculos sunteți voi. Tu, stai liniștită. Eu ți-am zis că nu știu cum te-au convins să vii. De ce, măi? Au mai venit alții pe aici pe la emisiune, dar și după... Dar dar nu e cazul meu. Ai văzut pe aia de se plângeau prin ziare? Da, da. Tu mă știi pe mine că ești asumată. Eu te știu că ești asumată și asta, deci, nu? Dar a mai venit tot felul de oameni care după ce i-a luat gura pe aici pe dinainte, au zis, vai, dar nu știam unde ne ducem. Vai, sunt sosurile chiar picante, măruță. Nu sunt... Nu, trebuie să dai răspunsul. Hai, răspunsul cu voce tare. Să nu mai pierdem timpul. Avem nume de dat, ceva? Hai, putem da. Un nume. Nu scrie 2, 3, că noi avem de astea cu 2, 3, 4, 5 nume. Un nume. Mi-e greu să zic așa, pentru că am ceva persoane, nu o să explic de ce. Da, pentru trebuie să dai numele întâi și apoi. A, după aia dau explicația. Și apoi explicația, da. Loredana Groza. Răspunsul Loredana Groza? Da. Și acum întrebarea e, mănânci iute și rupem întrebarea și lumea nu știe de ce ai zis Loredana Groza? Sau citim întrebarea, lumea află de ce ai zis Loredana Groza, nu mănânci iute și dai și explicația? Citim întrebarea. Te rog. Care a fost vedeta din România pe care ai considerat-o cea mai nocivă prezență din viața ta și de ce? Păi, de ce? Pentru că... De ce am considerat-o nocivă? Pentru că am pus foarte mare preț pe prietenia cu ea. Și am fost chiar implicată și am ieșit și am petrecut multe momente împreună. Și la un moment dat, din cauza unor bârfe din anturajul nostru, s-a sucit complet și m-a aruncat la gunoi. M-a aruncat la gunoi? Adică ce înseamnă? Adică nu mi-a mai răspuns la telefon, n-am mai putut să dau de ea, să comunicăm, să nimic. Mulți ani de-abia mi-am dat bună ziua. Acum lucrurile cât de cât au fost mai ok. Dar ea s-a convins că era o bârfă? Nu cred. Nu cred. Dar sunt multe persoane din mediul ăsta, știi mai bine decât mine, că eu nu prea îl frecventez mai de vreo câțiva zeci de ani, care sunt influențabili. Așa. Hai să mergem mai departe, să vezi aici că trebuie să spui câte ce lucruri. Trei lucruri, nu? Nu știu dacă trei, sau unu, sau două. Dar nu sunt așa grele întrebările astea. Deocamdată, stai liniștită. Jucăm și noi la încălzire prima dată. Și după aia trecem direct la atac. Nu mănânc, răspund. Da, bă, nu, trebuie să dai, oricum răspunsul dai. Și dacă mănânci, dacă nu mănânci. Care e răspunsul? Da. Trei ai zis, nu? Trei, da. De obicei mergem pe 3, 5, 7, 9. Inconstanța. Ok. Da. Lipsa de empatie. Mamă. Mamă, deci lipsa de empatie. Da, și neasumarea. Neasumare? Da. Citim sau mănânci? Citim. Zi.
Spune defectele lui Marian Ionescu care te-au convins să renunți la relația cu el. Ați avut o relație? Cât timp ați fost? Concret, am stat în aceeași casă 7 luni, doar. Concret, în aceeași casă 7 luni? Da, dar înainte nu s-a întâmplat nimic, știi tu, așa, dar am avut o relație așa, la nivel intelectual, sincer. Îl consider un artist excepțional. Este un artist fabulos. Fabulos. Și acum mai nou pictează. Am incredibil. Și un tablou de la el. Măi, mie mi-a promis că îmi dă 2 tablouri și am rămas cu promisiunea. Deci ați rămas prieteni? Nu pot să spun că prieteni, dar cred că de câte ori ne revedem, e cu plăcere, da. Lipsă de empatie, ai zis, inconstanța și... Păi, acum, știi cum e, cu lipsa de empatie, unele persoane așa se nasc. Da? Da? Sau nu înțeleg pe ceilalți, sunt foarte centrați pe ei, știi? Și neasumarea, știți cu toții, nu trebuie să vă mai zic eu. De ce? E neasumat. Băi, Catinca a venit, Catinca nu apare ea des, dar și când apare, scoate săgețile, tati. Scoate săgețile, Catinca Roman spune tot la sosurile picante. Atenție mare, nefiind adusă cu forța la emisiune, venind de bună voie și nesilită de nimeni, Ciucă. Tu știi că noi trebuie să precizăm că mai apar apoi staruri și zic că ne-am legat de numele lor, să devenim și noi celebri. Având emisiune fiecare zi aici. Cu cătușe, cum? I-a forțat, i-a pus cineva pistolul la tâmplă să vină? Apropo de... Asta îți văd întrebarea, că nici eu le citesc și eu prima dată. Nu știu, adică... Adică mai pe românește, stai să scriu așa. Ia zi. O, da. De asta zic, că am făcut-o mai... Nu numai una. Nu cred. Trebuie să dai nume. Nu dau de data asta. Mănânc. Păi nu, asta e un pic să văd. Nu. Păi da, trebuie să dai nume și mănânci și nu știe lumea de ce ai zis. Ah, ok. Bine, am înțeles. Laurent Tourette. Hairstylistul? Da. Bine, puțin și din vina mea, că am acceptat niște lucruri. Deci nu vrei să citești? Nu. Nu. Nu, pentru că le respect ca om și ca profesionist mult. Și mănânci iute? Mănânc iute. Pentru okay. El. Uite, Ciucă, l-ai găsit? Imediat. Perfect. Star de asemenea. Ia să vedem. Hai. Mănânc, da? Da, mai scutură puțin că mi-a căzut foarte mult acolo. Recunosc și foarte... Da? Nu, mai scutură, te rog eu mult de tot. De ce nu vreau să scutur? Băi, nene, băi, deci eu vreau să o ajut și ea nu, Batman. Tu e iute. E excelent. El e, da? Uite-l acolo, în imagini. Bun, hai să mergem mai departe, că am multe întrebări pentru tine. Hai să trecem, tati, și la întrebările făcute de cercetătorii britanici. Dai să scriu? Nu, okay. Glumesc. Zic că le notez eu. Zi. Începem cu calitățile. Deci, bun, deci sunt 3 calități și 3 defecte, oameni buni. Nu spunem pe ale cui sau ale pe persoana, decât la final, dacă hotărâm să nu mâncăm... Nu iute? Nu. Optim. O să creadă lumea că nu avem sos. Nu. Păi tu mănânci iute. Foarte. Atunci, stai un pic. Zi, 3. 3 calități, 3 defecte, ca să se înțeleagă. Ia mă, să punem un pic aici. E deșteaptă. 1. Deșteaptă. Deci o femeie. E citită. Deșteaptă, citită. Și foarte muncitoare. Și muncitoare. Și serioasă. Și serioasă. Și punctuală, spre deosebire de mine. Și punctuală. Ai zis mai mult de 3 și da. Te-a venit repede. Da. Foarte frumos. Deci 3 calități, oameni buni, pentru persoana... Citim întrebarea? Da. Da, stai să vedem și defectele. Colerică. Colerică. Temperamentală. Temperamentală. Și neasumată. Neasumată? Da, cu anumite lucruri. Vrei să detaliezi? Citim întrebarea întâi? Da, hai, da. Citim.
numește trei calități și trei defecte ale unei romani. Remarc în primul rând că ai spus mult mai multe calități și le-ai spus rapid și ai zis deșteaptă, citită, muncitoare, serioasă, punctuală, dar la defecte ai zis colerică. Colerică adică își iese din fire repede, da, nu? Da, foarte repede. Temperamentală, că este iute, da, nu știu ce. Aici ne regăsim majoritatea dintre da, noi. Pot să mai... Dar aici, la neasumat, aș vrea să vedem ce ai de spus. Eu cred că, știi cum, orice familie are un tipar, da? Care se transmite generațional, da? Și eu cred că, din păcate, am moștenit niște probleme, să zic așa, la nivelul ăsta, mai ales femeile din familia noastră. Și eu cred că ea, în loc să încearcă să încerce să iasă din acest tipar, cumva își creează o poveste în jurul problemelor și a vieții ei. Când ar trebui să-și asume o femeie puternică? Bună chere. E o femeie... Și adică cum? Că n-am prea înțeles ce ai zis. Adică, zi mai direct așa. Uite, toată chestia asta că vrea să arate că familia e perfectă, extraordinară, că se reîmpacă, că cresc împreună copilul și așa mai departe. Eu cred că lucrurile nu stau așa. Și eu cred că ar trebui să-și asume mai mult faptul că se poate descurca și singură. În viață. Adică spui că ea nu e asumată în sensul ăsta. Da, în sensul ăsta. Eu mă bucur că e detaliat, da. Pentru că n-aș fi vrut să se înțeleagă altceva. Nu, de asta nu, zic. În rest e, o știți cu toții, că doar... Dar crezi că face chestia asta de ce? Poate din teama de singurătate, poate din teama de a nu fi arătată cu degetul, pentru că la noi stigma, și o spun din propria experiență, de a fi femeie singură și mamă singură, e în continuare destul de mare. Din cauza faptului că nu ar vrea să fie percepută ca având eșecuri. Cred că din aceste cauze. Pentru că în rest, cu restul, e asumată. Foarte frumos. Practic și necalitățile astea, defectele, ca să spunem așa, dacă stai să le analizezi tot în zona aia de... Calități foarte frumos. Hai să vedem mai departe. Hai să trecem. Ia să vedem aici ce avem. Hai. Nu știu, să mă gândesc dacă îmi vine pofta de ceva iute sau tu nu. Tu trebuie să dai ce trebuie să spui. Ești tot câte? 5. 5. Trebuie să spui cam 5 multe. Cuvinte. Și lumea nu știe ce 5 cuvinte sunt. Cam multe 5. Cam multe? Sunt rea acum. Încep greu? Da. Ce vrei tu? 5 cuvinte. Nu, hai să încep, că așa sunt eu o persoană. Încerc să rămân pozitivă și să văd partea plină a paharului, da? Inteligență. Inteligență. Sclipitoare. Ok. Așa. Cultură. Deci inteligență, sclipitoare, cultură. Da. Cum să zic eu, îmi scapă cuvântul. Când ești foarte în foarte serios, te apuci, ambiție. Ambițios? Da, ambiție. Așa, după care aș spune insensibilitate. Neasumare. Să știi că ai ajuns la 5. Dacă mai simți tu să mai zici, mai zici, dacă nu... Nu. Citim sau mănânci uite? Citim. Zi. Caracterizează-l în 5 cuvinte pe Petre Roman. Deci nu erau defecte și calități, doar caracterizează în 5 cuvinte. Inteligență sclipitoare, cultură, ambițios, insensibilitate și neasumare. Aici? Vrei să detaliezi sau da, rămân doar așa? Da, vreți, da. N-am o problemă cu asta. Insensibilitate, pentru că felul în care... Eu nu judec faptul că s-a despărțit de mama sau de noi sau așa, ci felul în care a făcut-o. Adică, vorba aia, și dacă adopți un cățel sau o pisică, te atașezi de ei, nu? După 34 de ani de...
familie, chit că eu eram doar a mamei sau, nu știu, Calina la fel, mi se pare extrem de dubios să faci asta. Adică să dispar complet din viața tuturor, să, fără nicio explicație, fără nimic, ca și cum a șters cu buretele, ca și cum noi am devenit invizibile. E greu de suportat și asta cred că a avut efect și asupra Oanei, și asupra Calinei, și asupra Izei. Următoarea întrebare. E dură. Tot cercetătorii britanici. Nu e așa de dură. Am un număr sau zic ce vreau eu? Stai, nici nu știu ce. Nu știu, 2, 3, 4, 5, 6. Cum simți tu? Mergem la freestyle aici. Nu impunem nimic. Păi eu cred că... lipsa de personalitate a fost calitatea principală. Tu, eu nu știu, tu spui ce ai de spus, după care vedem dacă citim sau nu. Da, tinerețea. Tinerețea, Ciucă. Da, tinerețea. Alte calități nu văd. Deci care ce ai zis? Tinerețea. Atât? Și poate faptul că se mâna cu cineva în tinerețe. Cu cine tu? Păi dacă citim întrebarea, o să zic. A, nu știm încă. Nu. Citesc sau mâncăm? Da, o citesc, că mi se pare amuzant, pentru că am gândit chestia asta de foarte mult timp și n-am discutat-o încă cu prietenii apropiați. A, deci tu ai gândit chestia asta? Da, da. Și ai discutat-o cu prietenii apropiați? Da. Adică nu te-am surprins cu întrebarea? Nu. Nu, chiar nu. Și chiar le-am arătat fotografii și au zis că așa e. Acum, întrebarea mea e dacă prietenii tăi apropiați sunt colegi de-ai mei din redacție care au făcut întrebările. Nu, absolut deloc. Absolut deloc. Hai să vedem. Deci, care e întrebarea? Ce calități importante pentru Petre Roman crezi că le-a avut Silvia Roman și nu le-a avut mama ta? Apropo de ce discutam mai devreme... Și cu cine ceai că seamănă? Cu mama. Aduce. Mai ales la... Stai un pic, deci tu spui că de fapt Petre Roman a mama fost cucerit de Silvia Roman. Cred că era pentru, mai înaltă. Pentru tinerețe, dar seamănă foarte mult cu mama ta în tinerețe. Da. Da. Eu prima dată când am văzut-o, la asta m-a dus gândul. Și după aia normal am vorbit și noi în cașca noastră de prieteni și toată lumea a fost de acord cu mine. Dar e ceva foarte des întâlnit. Da. Ca bărbatul să aleagă următoarea parteneră după chipul și asemănarea primei, a doua, a treia, mă rog, la câte o fi fiecare. Dar voi mai vorbiți acum? Nu. Deloc? Deloc. Și dacă îi dai bip, te sună? Nu, nici mai am numărul de telefon. Nu cred. Ba da, păi din moment ce într-una din emisiuni a spus că lua la întrebări de moderator, a spus că cer... se crizează așa toată lumea și îl judecă, că până la urma urmei nici eu și nici Calina nu eram ale lui. Pentru mie chestia asta mi-a pus... și poză cu mama nici ta, mai vreau. Aduci un pic, ca stil, părul, sprâncenele. Mă simt ca la o emisiune de aia de investigații. E pe National Geographic. Da, mă, nu știu, știi cum e, fiecare om cu viața da, lui. Normal. Că na, acum nu și pe el nu pot să-l condamn, că... Dar eu nu l-am condamnat, Cătălin. Sau deci pe Silvia, săracă femeia n-are nicio vină. Atât mai mult. Deci n-am absolut nicio problemă. Au familie, au copil mare acum. Nu mă deranjează, adică faptul că s-au despărțit e treaba lor de adulți, de cuplu. Exact, asta zic. Da? Problema a fost cum s-a purtat cu restul. Cu Ana tu vorbești? Acum, în acest moment, nu. De ce? E, de ce? Nu citești presa? Am avut discuții de tot felul. Dar noi întotdeauna am avut o relație de-asta așa... Furtunoasă? Furtunoasă, de mici. Hai să vedem tu următoarea întrebare. Deci, eu mai verific telefonul să vezi dacă primesc mesaje. De amenințare. No, nu, glumesc, mesaje. Stai liniștită că citesc după aia prin cancan, după aia citesc da. Pe Facebook. Ca noi toți. Declarați. Șoc. Măruță, ce a făcut? E, uite, aici o să mănânc iute. Thank you.
Deci ce avem acolo? Trebuie să dai... Nu există? Ba da, există. Dăm trei nume, după care mâncăm iute, nu știe lumea despre ce e vorba, sau dăm, mm-hmm, sau spunem? Ștefan Bănică. Bă, da. Greta, stai, nu sări de pe scaun. Ia uite, bă, sărisea noastră de pe scaun. Veta! Florin Silviu Ivan. Asta e, stai că Florin... A fost șeful de cabinet al lui Ludovic Orban. Bă, băiatule! Salut, Ștefan! Te pup! Așa, și Sorin Vulpe. Cine? Sorin Vulpe. Trustul, un trust care a fost cu Liviu Mihaiu, cu... De la Cațavencu? Da. Nu știam dacă pot să zic. A, pot să zici orice. Da. Caută-mă, Ciucă, poze. Cum? Lasă, nu mai e. N-o citim pe asta. Mă sacrific. Mănânce-te? Da. Nu cred. Eba, da. Atunci stai să o rup de aici, să nici să nu mai rămână vreodată. Deci tu ai zis Ștefan Bănică. Da. Mai, vrei să mai dau un nume? Da, zi, dacă e. Dan Bidman. Bă, ai să mă. Păi da, dar tu ce ai făcut acum? Dacă ai dat numele Dan Bidman, ce? Deja le intuiești oamenilor întrebarea. De ce? Hai, lasă-mă încolo, că știu eu. De ce? Sunt oameni extrem deci, de Ștefan talentați. Deci Ștefan Bănică Junior, Dan Bidman au ceva în legătură cu alții. Sunt oameni extrem de talentați. Și extrem frumoși. Frumoși, niște intelectuali de corect. Elită. Și Dan Bidman, de ce să nu avem voie, mă, să-l dăm? Ce? Adică Dan... Uite-și pe Dan Bidman, crai, bărbat sincer, frumos. Este. Păcat că nu citim întrebarea asta. Îmi pare rău. Mănânciu-te atunci. Mănânc. Deci, ideea, Greta, stai acuma. Liniștită. Era foarte interesantă întrebarea. Deci, ce caracterizează pe oamenii ăștia? Că sunt deștepți, că sunt frumoși și mai caracterizează ceva. Ce nu pot să zic. Hai. Sunt niște intelectuali de elită-i caracterizează. Bă, asta da, nu, clar, deci nu, hai că mai am după aia două, trei întrebări. Și niște oameni foarte educați. Asta da, clar, dar întrebarea era despre altceva, crede-mă. Ai văzut și tu. Nu-i hai. Cinstit. Hai să mâncăm. Trișează. Hai să mâncăm ca să vadă lumea că suntem și corecți. Bă, e iute. Mm-hmm. Reziști? Mm-hmm. E foarte iute. Mâine dimineață, crede-mă, când te trezești. Oricum, avem Pepeghi aici, imediat vine cu ceva de arsuri. Nu. Am revenit în direct la sosurile picante. Catinca Roman astăzi, s-au spus lucruri ciucă, s-a mâncat și iute. Dar știi care e povestea? N-am văzut, mă, nicio grimasă pe fața ei de la iutele astea. Mănâncă picant. Mănâncă picant, pentru că știi ce mi-a spus pauza publicitară? Când merg la indian, spun, tati, cel mai picant vreau, așa că... Trebuia să investim în niște sosuri mai picante, da, Ciucă. Hai să vedem. Cred. Îl scoatem pe la mic, Ciucă. Gata. Ăla e cel mai... Aole. Asta e bomba noastră. Pregătește-l. Eu nu cred că o să zic. Da. Nu răspund la întrebare. O să zic, dar nu o să citesc întrebarea. Opa, ia să vedem. Connector. Dar acum niște foarte mulți ani. Nu, dacă nu citești întrebarea, în detalii. Ok, scuze. Luana... Cine? Luana Ibaca. Luana Ibaca... Da, fosta. Soția lui Cabral. Da. Fosta, soția, fosta. De asta zic. Da. Și... Am mai pus să fie ca la indian. Mă pedepsește, oameni buni. Am zis să pun iute. Mă pedepsește. Păi n-a avut nicio grimasă, oameni buni. Și poate ne lasă să citim întrebarea și atunci... Și Ianțu. Virgil? Da. Dar opa! Tot acum 4555 de ani. Deci Virgil, Ianțu, Luana și Connector au ceva în comun? Poți să o rupi. Au ceva în comun, dar nu putem să vă spunem ce, pentru că trebuie să rupem întrebarea. Așadar... Despre ce este vorba? Pst,
Știi ce nu-mi place? Că ne sfidez. Adică ai mâncat doar iutele, așa, adică, știi? Nici măcar n-ai mâncat toată chestia aia? Okay. Nu, nu, glumesc. Adică vreau să spun cât de tare n-ai nicio problemă. Deci cum e? Nimic? Ah, e ok, da? E perfect. Hai să vedem aici ce ai de spus în apărarea ta. O gură de lapte totuși beau. Stai că îl scos și pe diavolul ăsta. Să știți că mi-au dat și lacrimile. Totuși, să nu credeți că e chiar... A fost iute asta? Mă, nu așa de... Ciucă, mâine... E clar, trebuie să facem o investiție. Să vedem ce ne dă. Ia să vedem. A, știi dinainte, da? Că nu, am pus, eu sunt pregătit. Eu sunt pregătit. Asta e, deci asta e iat. Asta, deci mai când l-a deschis și gata. Pa. Pac, pac. Știi ceva? Cred că citești întrebarea. Băi, ești nebun, pe asta e de prima pagină. Atunci nu citești. Da, hai să, nu, da, lasă, nu, nu te lăsa influențată de mine, dă numele. Glumesc. Dan Bittman. Iarăși a apărut Dan Bittman în ecuație. Citim sau mâncăm iute? Citim. Ciucă, bagă imaginea. O am pregătită. Cu ce vedetă din România ai avut o relație pasageră și presa nu a aflat? Wow! Ce se bucură lumea! Filmați-l pe colegul cum se bucură. Care? Cine s-a bucurat? Cine? De ce mă ești vâr cu Bittman? De ce te-ai bucurat? Pentru Bittman te-ai bucurat? Ai zis bravo băiatul! Eu uite bă, pe al nostru, nu înțelegeam. Deci Dan Bittman. Dan Bittman, bă, adevărul că Dan Bittman, crai mare. A fost la sosurile picante Dan Bittman? Ar trebui să vină la sosurile picante și să facem doar o emisiune de 2 ore jumate cu el. Perfect. Numai cu sosuri picante. Numai cu sosuri. Catinca, îți mulțumesc mult de tot, te mai așteptăm cu mare drag, asumată ca de fiecare dată. Catinca Roman pe Instagram, la ea vă așteaptă. Noi, oameni buni, ce să vă spunem? Să aveți o seară minunată, un weekend frumos și să ne vedem sănătoși luni de la ora 3. Până atunci, numai bine, Doamne ajută! La revedere! La revedere!